Останки сделал только при повороте шпуни ритм для утоги, нормально.
Legte tot.
Conversații pianistice acum propuse de pianistul italian Luigi Ballumbi pe cel mai recent disc al său, comentate de Marina Nedel cu rubrica Cerunos. Pianistul și compozitorul italian Luigi Ballumbi propune în ultimul său album, apărut sub sigla Dynamic a radiodifuziunii elvețiene în luna aprilie, un inedit portret Igor Stravinsky, l-a denumit Piano Conversations, o conversație imaginată între pianist și creația muzicală a autorului rus, prezentată prin prisma dansurilor, transcripțiilor și a aranjamentelor realizate de acesta de-a lungul vieții. Pianul era pentru compozitor instrumentul de lucru. Compun la pian și nu regret, afirma odată Stravinsky. Cred că este infinit mai bine să compui în contact direct cu materia sunetului decât să compui imaginându-ți-o. Pe de altă parte, el a semnat un număr restrâns de lucrări pentru acest instrument, 250 de lucrări. Dar noastră asupra muzicii lui Stravinsky ține în principal de componența orchestrală de marile balete revoluționare la data apariției lor. Astfel încât este binevenit acest nou proiect propus de pianistul italian, care reunește miniaturi, dansuri, părți din baletele și suitele sale, aranjamente după J.A. Smith și Modest Mussorgsky și o lucrare de mari dimensiuni, muzica baletului Apollo Mesagerul, finalizat în 1929, Stravinsky realizând și versiunea pentru pian. Albumul începe cu un preludiu înregistrat în premieră mondială, compus în jurul anului 1937, între Paris și New York, urmat de The Star-Spangled Banner, un aranjament realizat de Stravinsky după o piesă de J.A. Smith, și Souvenir de Marsh Bosch, o caricatură a unui marș german, scrisă de autor în 1917.
Colombi, un tânăr pianist italian care se impune într-un domeniu atât de concurențial cu proiecte inedite. Un album Duke Ellington cu lucrări pentru pian apărut în 2015, un altul intitulat Cinema, ce cuprinde coloane sonore originale. Este un artist format la Conservatorul din Milano ca pianist și compozitor, având o deschidere către diverse forme de expresie muzicală pe linie camerală. El a participat cu The Secret Theatre Ensemble la Festivalul Internațional de Muzică Fajir din Iran în 2008. A colaborat și cu The Jazz Discovery Ensemble. A compus muzică de scenă pentru care a primit un premiu Enriquez în 2009. Acestea dincolo de proiectele de factură clasică. Iată la cum interpretăm Stravinsky. La prima vedere ne-am așteptat la o explozie de ritm, disonanță, un pian tratat ca percuție. Ei bine, nu, selecția muzicală pune în valoare, dincolo de această linie captată în câteva exemple, o latură lirică, meditativă a muzicii lui Igor Stravinsky, potrivită atât de bine cu temperamentul pianistului Luigi Palombi. Chiar în piese ca Ragtime, Scherzo sau Dansul Sacru din Ritualul Primăverii, regăsim nuanțe ușor temperate prin comparație cu alte versiuni similare. Ceea ce atrage însă la acest material este caracterul chameleonic al pieselor prezentate, asemănător profilului compozitorului rus, care, după cum bine știm, a traversat mai multe etape de creație, de la perioada rusă, marcată de celebrele sale balete, la cea neoclasică și cea serială. Avem senzația că parcurgem un labirint, care la fiecare nouă cale descoperită surprinde și adaugă un farmec nemăsurat drumului parcurs. Nu voi prezenta fiecare piesă în parte pentru a nu fragmenta audiția, doar câteva repere, Rond du Princes din Pasărea de Foc, Ragtime, Tango și alte.
Thank you.
Și aranjamentele realizate de Igor Stravinsky pentru pian în uluitoarea sa carieră componistică. L-am ascultat pe Luigi Palombi. Piesa de rezistență a noului său album este baletul Apollo Musagetum, o creație prezentată în premieră la Washington în 1928 în versiune orchestrală. Mult mai puțin cunoscută este cea pentru pian, de asemenea semnată de compozitorul rus, o partitură de o luminozitate specială, calmă, cu certe accente neoclasice. Nu o ascultăm integral, tocmai pentru a surprinde caracterul compozit al albumului, dar remarcăm modul subtil, plin de culoare, extrem de convingător, adoptat în interpretare de pianistul Luigi Palombi. Adaug la final și dansul sacru din baletul Ritualul Primăverii, semnătura inconfundabilă a lui Igor Stravinsky, în egală măsură finalul acestui album, Piano Conversations.